Imaginați-vă că sunteți capabili să vă conectați la un câmp de forță al posibilităților infinite, în care gândurile, sentimentele și acțiunile voastre se aliniază într-o armonie perfectă, iar fiecare zi este plină de pace, bucurie și abundență. Acesta nu este scenariul unui film științifico-fantastic al noii ere, ci realitatea puternică a existenței, aliniate la cele 12 legi universale ale vieții. Aceste principii fundamentale guvernează cosmosul, interacțiunile noastre și, de fapt, însăși structura existenței noastre. Stăpânind aceste legi, ne deblocăm abilitatea de a naviga pe drumul vieții cu mai multă ușurință, transformând obstacolele în oportunități și visurile în realitate. Legea unității divine este piatra de temelie a universului. Este legea fundamentală care proclamă că suntem cu toții interconectați, partea unei rețele cosmice vaste și complexe. Fiecare atom, fiecare stea, fiecare gând și fiecare acțiune este o piesă vitală a acestei mari rețele unificate. Sunteți oare conștienți de interconexiunea profundă a tuturor acestor lucruri? Așa cum o picătură de apă este o parte inseparabilă a oceanului, la fel și noi suntem inseparabili de cosmos. Îmbrățișarea acestei unități, a acestei interconexiuni divine, necesită o schimbare de perspectivă. Începeți prin a vă vedea ca parte integrantă a cosmosului, nu ca o entitate izolată. Încercați să înțelegeți faptul că gândurile, sentimentele și acțiunile voastre răsună prin intermediul rețelei cosmice, influențând și fiind influențate de univers. Această înțelegere favorizează empatia și bunătatea, încurajându-ne să acționăm în moduri care ne înalță și aduc beneficii nu doar nouă înșine, ci întregii existențe. Luați în considerare următorul lucru. Un singur act de bunătate poate declanșa o reacție în lanț de evenimente pozitive, care se răspândesc precum valurile într-un lac. De ce să nu fim noi acel catalizator? Începând de astăzi, străduiți-vă să vă vedeți ca fiind un tot unitar cu toți cei din jur și acționați în așa fel încât să reflectați această unitate. Aceasta este calea către stăpânirea legii unității divine. Așa cum a spus odată renumitul fizician Albert Einstein, o ființă umană este o parte a întregului numit de noi univers, o parte limitată în timp și spațiu. El se trăiește pe sine, gândurile și sentimentele sale ca pe ceva separat de restul, un fel de iluzie optică a conștiinței sale. Această iluzie este un fel de închisoare pentru noi, limitându-ne la dorințele noastre personale și la afecțiunea pentru câteva persoane mai apropiate de noi. Sarcina noastră trebuie să fie aceea de a ne elibera de această închisoare, prin lărgirea cercului nostru de compasiune, pentru a cuprinde toate creaturile vii și întreaga natură în frumusețea ei. Acest citat rezumă perfect esența legii unității divine, invitându-ne să transcendem iluzia separării și să îmbrățișăm interconectarea noastră cu universul. Legea vibrației susține că totul în viață, de la cele mai tangibile obiecte până la cele mai abstracte gânduri, este o vibrație. Fiecare particulă a universului, oricât de minusculă ar fi, este în continuă mișcare, vibrând la o anumită frecvență. În mod similar, gândurile și emoțiile noastre au de asemenea frecvențele lor unice. Gândurile pozitive vibrează la frecvențe mai înalte, în timp ce gândurile negative vibrează la frecvențe mai joase. A stăpâni legea vibrației înseamnă a înțelege că viața noastră de zi cu zi este o reflectare a vibrațiilor noastre interioare. Alegându-ne în mod conștient gândurile, putem influența frecvența noastră vibrațională și, prin urmare, realitatea noastră. De exemplu, autenticitatea, pozitivitatea și dragostea rezonează la o frecvență înaltă.
Atunci când suntem autentici, avem gânduri pozitive și radiem iubire, ne ridicăm frecvența vibrațională, iar experiențele noastre de viață reflectă această înălțare. Aceasta nu este doar o filozofie New Age, ci un principiu susținut de fizica cuantică. Și, ca să-l citez pe Nikola Tesla, dacă vreți să descoperiți secretele Universului, gândiți în termen de energie, frecvență și vibrație. Acest lucru încapsulează minunat legea vibrației, amintindu-ne că, prin alinierea gândurilor și emoțiilor noastre cu frecvența dorințelor noastre, putem deveni cu adevărat stăpânii propriei noastre realități. Legea acțiunii este o mărturie puternică a faptului că visurile și aspirațiile sunt zadarnice fără voința și determinarea de a acționa. O persoană poate deține toate cunoștințele, dar fără acțiune se aseamănă cu o mașină care are motor, dar nu are combustibil. Această lege subliniază importanța de a trece la acțiune, în locul unei simple așteptări a inspirației. Ea presupune că acțiunile noastre trebuie să ne susțină gândurile, visurile, emoțiile și cuvintele pentru a ne manifesta dorințele. Așa cum a spus celebrul Benjamin Franklin, bine făcut este mai bine decât bine spus. Prin urmare, este esențial să adoptăm o mentalitate proactivă, desfășurând în mod constant acțiuni deliberate și intenționate care să se alinieze cu obiectivele și aspirațiile noastre. Procedând astfel, ne deblocăm adevăratul potențial și ne deschidem calea către succes în toate aspectele vieții. Așadar, cum integrăm această lege în viața noastră? Cheia constă în a face pași mici și consecvenți către obiectivele noastre. Acest lucru nu înseamnă neapărat că trebuie să facem schimbări monumentale peste noapte, ci se referă la acțiunile constante și progresive care, în timp, creează un impuls și generează schimbări semnificative asupra realității noastre. Acest lucru poate fi la fel de simplu ca și dedicarea 15 minute în fiecare zi pentru a învăța o nouă abilitate sau a scrie zilnic într-un jurnal al recunoștinței pentru a ne cultiva pozitivitatea. Împărțirea obiectivelor noastre în sarcini ușor de gestionat este o strategie puternică, care face ca drumul spre atingerea obiectivelor noastre să fie mai puțin descurajant și mai ușor de realizat. Acțiunea este puntea dintre lumea noastră interioară a gândurilor și lumea exterioară a realizărilor. Nu uitați, fiecare pas mic în față este un pas mai aproape de realizarea visurilor voastre. Așa cum spune un proverb chinezesc, o călătorie de 1000 de mile începe cu un singur pas. Legea corespondenței este o altă lege universală, care cuprinde următorul concept, precum înăuntru, așa și în afară. Acest lucru înseamnă că realitatea noastră exterioară este o reflectare a lumii noastre interioare, gândurile, atitudinile, convingerile și sentimentele noastre. Ați observat vreodată că atunci când sunteți bine dispuși, vi se întâmplă doar lucruri frumoase? Și asta nu este o coincidență. La fel cum oglinda vă reflectă imaginea, universul vă reflectă starea interioară, în cadrul circumstanțelor exterioare. Așadar, cum să folosim această lege în folosul nostru? Iar dacă sunteți blocați într-un tipar de gândire negativ, ei bine, nu vă temeți, pentru că transformarea este în întregime în mâinile voastre. 1. Conștientizarea. Primul pas constă în conștientizarea tiparelor de gândire negative. Acceptați-le, nu fugiți de ele. 2. Înlocuirea. Odată ce ați identificat un gând negativ, înlocuiți-l cu unul pozitiv. De exemplu, în loc să vă gândiți, nu pot face acest lucru, spuneți-vă, sunt capabil și voi da tot ce am mai bun din mine în această privință. 3. Afirmațiile. Folosiți zilnic afirmații,
este vorba de afirmații pozitive, care vă ajută să depășiți gândurile negative. Spunând "am succes" sau "atrag abundența" în mod regulat, vă puteți schimba radical modul de gândire. 4. Vizualizarea. Vizualizați rezultatele pozitive pe care vi le doriți. Această metodă este puternică în transformarea stării interioare și, la rândul ei, a realității exterioare. 5. Recunoștința. Fiți recunoscători pentru ceea ce aveți deja. Recunoștința este o modalitate puternică de a ne muta atenția de la ceea ce este greșit la ceea ce este bine. Prin implementarea acestor strategii, nu vă schimbați doar gândurile, ci vă transformați realitatea. Nu uitați că sunteți arhitectul vieții voastre și că aveți puterea de a o modela așa cum vă doriți. Așadar, de ce să nu o modelați într-o capodoperă? Adesea denumită legea karmei. Legea cauzei și a efectului este un principiu important care ne guvernează universul. Fiecare acțiune, fiecare alegere pe care o facem pune în mișcare un lanț de evenimente, oarecum ca un șir de piese de domino. Un mic impuls și începe o serie de reacții în cascadă. Dacă ați observat vreodată un efect de domino, veți înțelege că prăbușirea fiecărei piese este cauzată de cea dinaintea ei. Acesta este exact modul în care funcționează acțiunile și alegerile voastre. Gândiți-vă la următorul lucru. O vorbă bună, rostită, ar putea duce la un zâmbet, care, la rândul său, face mai luminoasă ziua cuiva, determinându-l să facă o faptă bună, și așa mai departe. Acesta este efectul în lanț care se produce. Pornind de la un punct, acțiunile noastre se răsfrâng către exterior, atingând vieți și schimbând situații în moduri pe care s-ar putea să nu le înțelegem niciodată pe deplin. Dar ce se întâmplă dacă alegem în mod conștient acțiuni pozitive? Ce se întâmplă dacă fiecare alegere pe care o facem este ghidată de bunătate, iubire și bunăvoință? Imaginați-vă ce fel de undă pozitivă puternică am putea crea. Așadar, haideți să punem acest lucru în practică. Fiți atenți la acțiunile voastre, indiferent cât de mici sunt, pentru că ele contează. Alegeți bunătatea în locul furiei, iubirea în locul urii și pozitivitatea în locul negativității. Nu uitați, acțiunile voastre nu sunt izolate. Ele sunt precum pietricelele aruncate într-un lac, provocând valuri care se extind mult dincolo de locul impactului inițial. Alegând în mod conștient acțiuni pozitive, puneți în mișcare un lanț de efecte pozitive, care vă pot transforma atât viața voastră, cât și pe cea a celor din jur. La urma urmei, oare nu ne dorim cu toții acest lucru? O viață plină de pozitivitate, dragoste și fericire? Legea compensației este un principiu profund împletit în țesătura existenței noastre. Ea dictează un adevăr simplu, dar puternic. Culegi ceea ce ai semănat. La fel ca un agricultor care plantează semințe în așteptarea unei recolte. Acțiunile, gândurile și sentimentele noastre sunt semințe pe care le plantăm în univers. Recolta lor vine către noi sub forma rezultatelor și a circumstanțelor din viața noastră. De exemplu, dacă semănați semințe de bunătate și generozitate, veți culege în schimb o recoltă de dragoste și bunăvoință. În schimb, dacă plantați semințe de negativitate sau egoism, recolta poate fi mai puțin plăcută. Această lege este un ecou direct al regulii de aur. Fă-le celorlalți ceea ce ai vrea să-ți facă ei ție. Legea compensației ne îndeamnă, de asemenea, să echilibrăm balanța între a da și a primi în viața noastră. Dacă dați mereu și nu primiți niciodată, înseamnă că nu vă prețuiți pe voi înșivă și contribuțiile voastre. De asemenea, dacă luați mereu și nu dați nimic, nu prețuiți contribuțiile celorlalți. Viața
trebuie să fie un echilibru delicat între a da și a primi. Acest lucru se poate aplica în diverse aspecte ale vieții, relații, afaceri și chiar relația cu voi înșivă. În afaceri, de exemplu, investiți timp și efort pentru a oferi un produs sau un serviciu, așteptând un randament al investiției. În relații, oferiți dragoste, respect și bunătate, sperând să primiți același lucru. Așadar, analizați cu atenție ceea ce semănați în viața voastră. Oferiți la fel de mult pe cât primiți? Plantați semințele care vor da recolta pe care vă doriți? Nu uitați, legea compensației lucrează mereu, asigurându-se că veți culege ceea ce semănați. Legea atracției este una dintre cele mai cunoscute legi universale și funcționează pe baza unui principiu profund: cine se aseamănă, se adună. Această lege susține că orice lucru asupra căruia vă concentrați și în care credeți, îl atrageți în viață. Dar cum putem exploata această putere imensă? Vizualizarea în mod activ este o tehnică convingătoare din cutia de instrumente a legii atracției. Pe scurt, este o practică prin care se creează o imagine mentală detaliată a rezultatului dorit. Atunci când vă vizualizați activ visurile, vă implicați simțurile și emoțiile. Nu numai că vă vedeți visurile, ci și le simțiți, le atingeți și le trăiți în mintea voastră. Acest proces trimite semnale puternice către univers, cu privire la intențiile voastre, aliniindu-vă frecvența vibrațională cu cea a dorințelor voastre. Dar este oare suficientă doar vizualizarea? Să luăm în considerare un exemplu. Imaginați-vă un grădinar care vizualizează o grădină înfloritoare, dar nu plantează niciodată semințe. În ciuda imaginației sale intense, fără acțiune, grădina sa va rămâne doar un vis. În mod similar, legea atracției necesită mai mult decât o simplă vizualizare. Ea cere acțiuni aliniate cu aceste vizualizări. Aici intră în scenă manifestarea. Manifestarea este procesul de transformare a visurilor voastre în realitate, printr-o acțiune concentrată. Dacă vizualizați atingerea unui anumit obiectiv, ar trebui de asemenea să întreprindeți anumiți pași în acest sens. De exemplu, dacă vizualizați obținerea locului de muncă la care visați, ar trebui să vă actualizați CV-ul, să vă perfecționați abilitățile și poate chiar să relaționați mai mult pentru a întâlni persoanele potrivite. În esență, legea atracției este un dans între puterea minții și acțiunea corpului. Vizualizați-vă dorințele, credeți în ele și acționați în direcția lor. Cu alte cuvinte, visează, crede, acționează. Nu uitați, universul vă ascultă mereu, iar gândurile, sentimentele și acțiunile voastre reprezintă mesajul vostru. Așadar, care este mesajul vibrațional pe care îl trimiteți astăzi către univers? Una dintre cele mai fundamentale și fascinante legi ale universului este legea transmutației perpetue a energiei. În termeni simpli, aceasta presupune că energia se află într-o stare constantă de mișcare și schimbare. Fie că ne dăm seama sau nu, energia se transmută continuu de la o formă la alta. La fel cum apa se transformă în abur atunci când este încălzită, gândurile pe care le întreținem sunt de asemenea energie care, în cele din urmă, se manifestă în realitatea fizică. Cheia valorificării legii transmutației perpetue a energiei constă în înțelegerea faptului că avem puterea de a controla și de a direcționa această energie. Gândurile, convingerile și emoțiile noastre servesc drept cârmă, dirijând energia care curge mereu către rezultatele noastre dorite. Alegând în mod conștient gânduri pozitive și dătătoare de putere, putem transmuta această energie într-o realitate care se aliniază cu aspirațiile noastre. După cum a spus renumitul fizician Albert Einstein, energia nu poate fi creată sau distrusă, ea poate fi doar schimbată dintr-o formă în alta. Și, într-adevăr, prin direcționarea conștientă a gândurilor noastre,
putem influența energia atât din interiorul nostru, cât și din jurul nostru, modelându-ne astfel realitatea. Așadar, întrebați-vă, vă direcționați în mod conștient energia către viața pe care vă doriți sau o lăsați să se împrăștie, ceea ce duce la o realitate întâmplătoare? Alegerea, ca întotdeauna, se află în mâinile voastre. Legea relativității ne oferă o înțelegere profundă a perspectivei. Această lege spune că fiecare persoană va primi în viață o serie de situații sau probleme în vederea intensificării luminii sale interioare. Este esențial să înțelegeți că situația în care vă aflați este așa cum o faceți voi să fie, în raport cu alte situații. Cu alte cuvinte, ceva ce vouă vi se poate părea dificil sau provocator, poate părea ușor pentru o altă persoană, care a trecut prin condiții mai dificile. Totul ține de modul în care vă raportați la acea circumstanță particulară. De aceea, menținerea perspectivei este esențială în atingerea fericirii. Ați observat vreodată cum problemele voastre par mai mici atunci când le comparați cu problemele mult mai grave ale altora? Iată legea relativității în acțiune. Aceasta ne învață că există întotdeauna oameni în situații mai dificile, ceea ce ne ajută să ne privim problemele dintr-o nouă perspectivă. Această schimbare a punctului de vedere poate duce la o atitudine mai pozitivă și la un sentiment sporit de recunoștință. Și apropo de recunoștință, legea relativității ne oferă de asemenea un antidot puternic împotriva capcanei comparației. În loc să ne comparăm cu alții și să ne simțim în consecință slabi sau incapabili, de ce să nu ne concentrăm asupra aprecierii lucrurilor pe care le avem? Recunoștința și aprecierea pentru călătoria noastră unică în această viață ne permit să rămânem pe propriul nostru culoar și să ne onorăm acest parcurs individual. Așadar, folosiți legea relativității pentru a vă schimba perspectiva și a cultiva recunoștința sau vă lăsați prinși în capcana unor comparații interminabile? Nu uitați, totul este relativ. Percepția voastră vă modelează realitatea. Legea polarității susține existența dualităților în tot ceea ce există în universul nostru. Pentru fiecare urcare există o coborâre, pentru fiecare eșec există un succes și pentru fiecare provocare există o oportunitate. Această lege ne îndeamnă să recunoaștem interconectarea forțelor contrastante și să recunoaștem că fiecare pol oferă un spectru de posibilități de creștere și transformare. Gândiți-vă la provocările cu care vă confruntați în viață. Fiecare dificultate poartă în ea semințele unui beneficiu echivalent sau chiar mai mare. Acceptarea acestei dihotomii ne permite să ne transformăm greutățile în rampe de lansare, acordându-ne reziliența necesară pentru a naviga prin suișurile și coborâșurile pe care viața ni le aduce în mod inevitabil. Nu este vorba de a nega momentele dificile, ci mai degrabă de a descoperi oportunitățile de creștere ascunse în acestea. După cum spunea celebrul filozof Friedrich Nietzsche, ceea ce nu mă ucide, mă face mai puternic. Acest citat încapsulează esența legii polarității. El servește ca un memento că fiecare experiență negativă conține în ea un potențial necesar pentru o transformare pozitivă. Așadar, întrebați-vă dacă vă folosiți de legea polarității pentru a vă transforma provocările în oportunități de creștere. Legea ritmului divin se referă la fluxul și refluxul inevitabil al vieții, ciclurile inevitabile de succes și eșec, de suișuri și coborâșuri, de creștere și declin. La fel cum se schimbă anotimpurile, iar ziua se transformă în noapte, așa și viețile noastre urmează un ritm natural. Viața nu este o cale liniară, ci un șir de vârfuri și văi, fiecare cu propriile lecții și oportunități de creștere.
Recunoscând aceste ritmuri naturale, putem să ne împăcăm cu fluctuațiile și să învățăm să dansăm în ritmul vieții. Este vorba de a înțelege că perioadele de criză nu sunt eșecuri, ci sunt, de fapt, elemente naturale ale ritmului vieții, care pregătesc terenul pentru următorul val de creștere și prosperitate. Este vorba despre acceptarea regreselor ca fiind corecții necesare, ca parte a fluxului ritmic al vieții. Așadar, cum ne putem alinia la ritmul natural al vieții? În primul rând, prin recunoașterea existenței acestor cicluri, știind că, după fiecare perioadă de declin, urmează o perioadă de creștere. În al doilea rând, prin dezvoltarea rezistenței emoționale în fața provocărilor, amintindu-ne că noaptea este mai întunecată chiar înainte de răsărit, și, în cele din urmă, rămânând ancorați în prezent, știind că și asta va trece și că fiecare experiență este trecătoare. În ceea ce vă privește, îmbrățișați legea ritmului în viața voastră? Vă vedeți provocările ca pe niște fluctuații ritmice naturale sau ca pe niște eșecuri nimicitoare? Nu uitați că abilitatea voastră de a dansa pe ritmul vieții modelează muzica existenței voastre. Așadar, continuați să dansați, să creșteți și să evoluați. Legea genului este un principiu universal esențial, care stă la baza credinței că în fiecare dintre noi există un echilibru între energiile masculine și feminine. Această lege nu se referă la genul fizic al cuiva sau la rolul social, ci mai degrabă la calitățile energetice care există în fiecare dintre noi. Energia masculină este adesea asociată cu acțiunea, logica, forța și fermitatea, în timp ce energia feminină este corelată cu intuiția, grija față de ceilalți, creativitatea și receptivitatea. Acceptând această lege, înseamnă să înțelegem și să armonizăm aceste energii duale din noi înșine, pentru a crea o abordare holistică a vieții. În procesul creației, aceste energii joacă un rol vital. Energia masculină inițiază acțiunea, ducând ideea mai departe, în timp ce energia feminină hrănește ideea, permițându-i să crească și să ia formă. Niciuna dintre ele nu este superioară sau inferioară celeilalte. Mai degrabă, ele sunt interdependente. Ignorarea sau suprimarea uneia dintre energii poate duce la dezechilibru și împiedică dezvoltarea personală. Armonizarea acestor energii în noi înșine este crucială pentru evoluția fiecăruia dintre noi. Întruparea ambelor energii ne permite să ne valorificăm întregul potențial și să navigăm mai eficient prin viață. Acest concept este foarte bine sintetizat de cuvintele filozofului chinez Lao Tzu. A-i cunoaște pe ceilalți înseamnă înțelepciune. A te cunoaște pe tine însuți înseamnă iluminare. Vă folosiți de înțelepciunea legii genului? Vă armonizați energiile masculine și feminine din interiorul vostru? Nu uitați, stăpânirea acestui echilibru este un aspect esențial pentru a vă putea stăpâni propria viață. În această călătorie prin cele 12 legi universale ale vieții, am explorat principii complexe, dar profunde, care ne guvernează existența și întregul univers. Am aprofundat legea vibrației și legea atracției, luminând modul în care gândurile și emoțiile noastre se pot manifesta în realitate. Am discutat despre legea corespondenței, semnificând oglindirea lumii noastre interioare cu cea exterioară. Am luat cunoștință de legea compensației și legea cauzei și a efectului, care ne învață importanța acțiunilor și repercusiunile lor inevitabile. Am apreciat legea relativității și legea polarității, care surprind contrastele și comparațiile din viață. Am vorbit despre legea transmutației perpetue a energiei și despre legea ritmului, care încorporează fluxul continuu și natura ciclică a energiei. Și, în cele din urmă, ne-am luminat cu legea genului,
care subliniază echilibrul energiilor masculine și feminine din interiorul nostru. După cum spunea Albert Einstein, totul este energie și asta e tot ce există. Potrivește frecvența realității pe care o dorești și nu vei putea decât să obții acea realitate. Nu poate fi altfel. Așadar, vă îndemn să folosiți puterea acestor legi, să le aplicați în mod conștient în viața voastră și veți fi martorii unei transformări semnificative. Nu uitați, aveți puterea de a vă modela realitatea și de a vă descătușa întregul potențial. Îmbrățișați aceste legi, înțelegeți-le și lăsați-le să vă ghideze către calea iluminării și a împlinirii. Având la dispoziție aceste 12 legi universale, veți fi stăpânii propriului vostru destin.